A, nu știu, noi următoarea întrebare. Sunt mătușa unui băiat de 12 ani care mă îngrijorează prin faptul că s-a împrietenit la cataramă cu minciuna. Comportamentul acesta l-am observat de câțiva ani și parcă se suprapune cu perioada de când a apărut în decor o surioară, iar afecțiunea mamei în principal s-a îndreptat, aș zice, în totalitate asupra celei mici. Urmează ca în această vară să-mi petrec mai mult timp cu el, urmând să-l meditez un pic și aș vrea să încerc să fac ceva pentru el în direcția corijorii comportamentului mincinos. Este recomandat. Mă poate ajuta cineva cu un sfat? Cum ar trebui să abordez problema cu el? Stimată doamnă, minciuna are rol de protecție, ca să zic așa. În momentul în care mințim, vrem să atragem atenția. Vrem să arătăm că existăm, că suntem acolo și că avem nevoie de atenție. Vrem să fim băgați în seamă, vrem să fim importanți. Ce puteți face este să explicați acest lucru nepoțelului dumneavoastră, iar apoi să explicați care sunt consecințele minciunii. Pentru că, indiferent care este motivația unei minciuni, pentru că există și acele așa zise minciuni albe, în care mințim cumva ca să-l protejăm pe celălalt și unii spun că sunt acceptate. Din punctul meu de vedere, minciunea este minciună, fie că e albă, neagră, roz sau orice altă culoare. Explicații nepoțelului dumneavoastră care este consecința minciunii. Mai devreme sau mai târziu, într-un context sau altul, adevărul se va afla. Persoana care este pusă în cea mai proastă poziție când se află adevărul este cel care minte și suportă consecințele. Întrebați-l dacă își asumă responsabilitatea acestor consecințe, dacă îi place să fie privit așa. Pentru că deja când ceilalți descoperă că o persoană minte, probabil că este o proiecție pe care o vor face și în interacțiunile următoare. Vor pune acea etichetă de mincinos și nu vor mai crede, chiar dacă persoana spune adevărul, nu vor ști să discearnă când a spus adevărul, când a mințit. Deci, consider că îi puteți explica aceste lucruri nepoțelului dumneavoastră, este suficient de mare, chiar la o vârstă mult mai fragedă se poate vorbi despre consecințele minciunii. Felicitări că vă pasă de sănătatea emoțională a nepoțelului dumneavoastră. Sănuș Abugeac, psiholog și psihoterapeut.